Ministerul Sănătății a anunțat că a semnat marți noul contract subsecvent de furnizare a vaccinului hexavalent. Așa se face că 125.000 de doze de vaccin pentru continuarea activității de imunizare a copiilor eligibili la grupele de vârstă 2, 4, 11 luni, precum și pentru recuperarea celor care nu au fost vaccinați în această perioadă, vor ajunge la toate direcțiile de sănătate publică din țară luna viitoare. La 1 mai, în stocurile medicilor de familie din județul Suceava mai erau 1.648 de doze de vaccin, în vreme ce stocul Direcției de Sănătate Publică a fost epuizat acum o lună. Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Suceava, Adrian Popescu, necesarul lunar în județul nostru este de 2.500 de doze de vaccin hexavalent, iar numărul copiilor restanțieri este de 4.577. Vaccinul hexavalent combină trei tipuri de vaccinuri care se fac la 2 luni, la 4 luni și la 11 luni, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hemofilus, hepatitei B și poliomielitei.